Acest program este sponsorizat de Maurer Imobiliare. Vrei să continuăm discuția pe post? Foarte, foarte interesantă discuția, da, nu, da, da. Serios, adică... Da, 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 foarte dar, serios. Bine, da. V-am pregătit la Fresh Access. Urmează să mă întreb dacă gândesc. Păi gândești. Și blondele gândesc. Păi gândești, că tu nu ești naturală blondă. Și o să vă demonstrez. Dar ce vrei să... Dar ce vrei să spui, că femeile care sunt blonde... Nu știu, dar am auzit și eu vorba asta, că și blondele gândesc. Nu știu, nu știu, trebuie să ne lămurească. Deci cum ești natural? Brunetă extrem. Extrem de brunetă. E, da. Mama, extrem de deșteaptă, vă dați seama. Da, începe Fresh Access. Miruna poate să ne spună mai bine dacă blondele gândesc sau nu. Miruna Ioani este alături de noi în platoul Fresh Access. Cum îi spunem? Blogger, stomatolog și mamă de băieți. Și blondă! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Îmi place tare mult că sunteți așa de relaxate și... Oh. Pe chill! Păi normal! De la Fresh Access suntem fresh, la calea cafea. Sperăm că așa ai și tu. Da, sper și eu. Da. De ce nu-s blondă naturală dacă... Asta era prima întrebare. Okay. Nu ești blondă naturală, nu? Nu te așteptai la asta? Nu mă așteptam, adică speram să nu mai existe mitul ăsta. Adică cu chiar să fii blondă naturală, să spui, măi, eu gândesc de când mă știu. Adică... Da, tu îți dai seama cum este să nu fii blondă naturală și să te faci? Îmi dau seama. Din proprie inițiativă! Îmi dau seama, dar știi, mai era o glumă, glumea mea, m-am făcut blondă ca să am o scuză, știi? Oh, da, dar... Da, și eu o folosesc. Da, și blondele gândesc. De unde a apărut ideea asta cu și blondele gândesc? Te-ai confruntat pe parcursul vieții cu o prejudecată? Tu, fetelor, întotdeauna începe o discuție de la numele blogului meu. Deci oriunde mă duc, bineînțeles, se începe o discuție și cam toată lumea face mișto și râdem și așa. Eu n-am avut vreo problemă cu prejudecăți sau așa, doar că am fost aproape brunetă toată viața mea. Și nu m-am gândit vreodată că aș putea să mă vopsesc blondă, dar în halul ăsta și de blondă. Să rămâi cu aceeași gândire mișto și să rămâi la fel deșteaptă. Exact. Numai că uite că s-au întâmplat lucrurile așa și mă simt foarte bine în acest păr de blondă. Și așa că mi-am denumit și blogul, dar nu a fost o strategie sau ceva la care să mă gândesc eu foarte mult. Pur și simplu, într-o zi mi-am făcut un blog și îmi trebuia un nume și ăsta a fost. Mi se pare foarte, foarte tare denumirea blogului. Spune-mi, Abby, cum te simți în minoritate? Păi nu vezi că de vreun an de zile încep să lucrez și eu la această situație. De la brunet am urcat cu niște șuvițe, cu niște un pic de șatenuți, cu puține șuvițe. Cine știe, în vreo 2 ani de zile ajung și eu tot în categoria. Dar de ce asta? Nu mai repede? Că a fost părul tău natural, că puteai să te faci blondă dintr-o dată. Stai puțin că trebuie să mă obișnuiesc cu sistemul, știi? După ce ai descoperit blogul Mirunei, nu cred că mai... Dar cum ai descoperit blogul meu? După culoarea părului? Nu, stai că spun așa, da, search pe Google, blondele nu gândesc, are o problemă cu mine, știi? Și hai, a apărut exact contrariul, blondele gândesc, nu? Și așa a descoperit. Te contrazic, am găsit-o pe TikTok. Pentru că are niște idei absolut geniale, pentru că blondele gândesc până la urmă. Și are niște idei și niște sfaturi și niște videoclipuri super simpatice și cu niște idei care nu le întâlnești foarte des pe aici, pe meleagurile noastre. Îmi arăți și mie filmulețul care te-a convins că blondele gândesc? Unul din ele, că tot mă convins. Hai să vedem, Miruna, hai să vedem ce a ales Abby. Avem câteva filmulețe să vedem. De unde și până unde, nu? Da. Dacă spui că l-ai dat. Eu le-am dat. Sunt acolo, sunt prezente, acolo. Dar până acolo. Hai să arăt o poză foarte simpatică pe care am discutat-o. Ce vedeți, ce nu vedeți. Exact. Cum e viața asta de influencer? Măritată bine, îmi place asta. Deci că ești măritată bine, asta vedem. Da, în România să fii măritată bine sau să ai bani este păcatul suprem. Apropo asta și de ce li se întâmplă celebrilor Harry și Meghan, pentru faptul că sunt bogați, sunt răstigniți în piața publică. Dar să nu mutăm subiectul de la... Așa. Bun, măritată, bine, tot sunt drăgostit de meserie. Da, aici am scris... Sunt drăgostit de meseria de soț sau de meseria... De ambele.
De ambele, bun. Dar mai ales de soția lui. Da. Deci tu stai acasă, n-am pauze, mama perfectă, prima noapte fără copii după 6 ani. Pe asta înseamnă să fii mamă perfectă? Nu, asta se vede că sunt o mamă perfectă, dar în realitate nimeni nu-i perfect. Și aici am vrut să fac exact așa o paralelă între lucrurile pe care le pot vedea oamenii și lucrurile pe care nu le pot vedea oamenii. Asta mi se întâmplă mie și li se întâmplă la toți oamenii, de fapt, și mai ales la femei. Dar cred că, în special, mamele care sunt în faza aia vieții lor cu copii mici și poate stau acasă și sunt efectiv îngropate în treburi și în griji și în scutece, se uită pe Instagram sau pe Facebook la tot felul de alte mame care arată așa, scoase din Flower cutie, power. Impecabile, tot timpul cu zâmbetul pe buze și cu copii care unde îi pui acolo stau, dar cumva trebuie să ne amintim că ce vedem pe Instagram sau pe Facebook sunt numai momente, nu este tot tablou niciodată și de obicei sunt momente alese de persoana respectivă. În ce poză e lumina cea mai bună, în ce poză râd cu nici prea mulți, nici prea puțin dinți. Și cred că e importantă să trecem orice poză pe care o vedem sau orice filmuleț sau orice citim prin filtrul ăsta. Întotdeauna e mai mult după și nu vedem întotdeauna întregul tablou de la noi de pe device. Hai să vedem primul filmuleț. Sper că are legătură cu meseria de mamă. Nu știu. Sper că zic că cam toate au legătură cu meseria de mamă. Pentru că e mamă de băieți, nu? Și dacă ar fi mamă de fete, ce? Are și alte da, lucruri. Hai că discutăm, vedem. Și câți băieți, scuză-mă? Doi. Vrei să crești o fetiță care să aibă curajul să spună nu? Antrenează-o de mică să aibă curajul ăsta. Și dori ca oamenii să înțeleagă că există consimțământ și la 3 ani. Nu este ok să obligăm un copil să se lase pupat nici de bunica, nici de mătușa, nici de unchiul Costel, oricât de bune intenții ar avea acești oameni și oricât de leșinați de iubire ar fi după el. Cel care de la 3 ani știe că dorințele lui contează și care vede că atunci când el zice nu, asta e respectat, o să fie un copil care mai târziu, ca adult, o să aibă curajul să spună nu stau în această relație toxică, nu accept aceste abuzuri din partea ta doar pentru că ești cineva care mă iubește. Dacă eu nu mă simt bine, am plecat. Maxim. Nu? Maxim, da. Absolut perfect. Cred nu, că aplic asta. Nu stau în acest job doar pentru că primesc mulți bani, dacă asta mă seacă în fiecare dimineață când mă ridic de pe pernă. Pentru da, astfel de idei care par din start controversate de către multe persoane, primești multe comentarii negative? Aici, sau ai dacă primești și comentarii negative. Ai și comunitatea de hateri pe lângă cea de susținători? Oh, cred că la hateri stau extrem de bine. Dar să știi că pe Instagram încă nu am primit foarte mult hate. Cred că cel mai mult hate l-am primit la o postare unde am zis că bărbații ar trebui să-și ducă singur farfuria la chiuvetă și acolo au apărut niște domni care au zis că ce-s eu această putoare, leneșă și așa mai departe, care nu îmi șterg copiii la fund, deși, na. Fără și, să se afle exact, cunoștință de cauză. Exact, și după aia am mai făcut un reel în care am zis, băi, să vă fie rușine, voi care ați fost ștergi la fund de mamele voastre și vouă v-au pus mamele lingura în mână, așa cum a venit pe internet și ziceți că mamele au fost servitoare, poftim. Wow! Păi, ce-i asta? Și al doilea hate foarte mare a fost când am zis despre celulele STEM și băncile private că sunt o mega afacere și că oamenii ar trebui să se informeze corect din surse independente, nu de la vânzătorii reprezentanți ai acestor bănci private. Și acolo mi-am luat-o pentru că multe mame deja au prelevat probabil și acolo atinge o coardă sensibilă pentru că e vorba de foarte mulți bani pe care i-o dat din toată inima, oamenii au făcut, știi cum, când urmează să ai un copil, vrei să faci tot ce e mai bine și tot ce poți pentru el. Bine, te gândești, uite cum am gândit și eu, și o șansă de 1%, 0,01% dacă există, dacă se poate ca aceste celule să ajute vreodată, merită toți banii. Știi care e faza? Să știi chestia asta înainte să
semnezi contractul. Da, da, da. Păcatul sau nenorocirea este că multe familii sunt intimidate sau amenințate că asta e obligatoriu de făcut ca să fii un părinte bun, ceea ce este fals. Și eu sunt sigură că dacă ei ar comunica adevărul, exact cum ai zis tu acum, în continuare părinții ar preleva și ar decide să stocheze în aceste bănci private, dar nu atât de mulți. Și, și mult mai bine informați. Și să, ce să, facă să fie mult mai bine informați. Sunt o grămadă de femei care au lăsat comentarii la articolele pe care eu le-am scris și mai ales la primul, care povestesc că în travaliu asistenta le insista, le amenința, le intimida să semneze contractul. Și le zicea chestia, cum ai ultimul moment, nu știi ce faci. Care nu e, și asta care nu e este deloc etic. Apropo de lucruri care nu sunt ok, eu zic să mai vedem un videoclip care mi s-a părut și mai simpatic. Și mai simpatic. Haide să-l vedem. Cu idei și mai controversate. Rog, nu-i da dulciuri copilului meu fără să mă întrebi înainte și niciunui alt copil fără să o întreb pe mamă sa sau pe tată său. Ce conține o ciocolată pe care o oferi unui copil fără să-i întreb părinții înainte? Poftim mama lui Gigel o noapte nedormită! Nu-i așa că te bucur că ne vedem? Conține mult sărit în pat în loc de somn. Multe așternuturi peste tot. Conține... Nu vreau să mă spăl pe dinți! Și te rog, spală-te pe dinți! Conține alte nu vreauri peripit. Pentru că un copil pe dulciuri este un copil care nu mai vrea nimic decât și mai multe dulciuri. Conține vizite la dentist și convinge-l pe Gigel. Nu vrei Gigele o freză la tine în dinți? Și mai conține... uite, mama lui Xulescu mi-a dat, tu nu-mi dai ciocolată, știi? O chestie de genul, păi cum, am voie ciocolată, că să mănâncă ciocolată la 3 ani? Că mie mama mi-a spus că nu e. Tu ești o mamă rea. Da, ok. Da. Adică... Da. Ia uite, cineva atras, era dâncă în piept. Da. Ai simțit-o și tu pe pielea ta? Am simțit-o de multe ori pe pielea mea, dar am noroc că, uite, fetița nu acceptă până nu mă întreabă sau dacă ea nu mănâncă bomboane fără băți tari, ca să nu-i scape pe gât. Am eu un stres cu necatul. Și dacă mănâncă dulce, jeleu, caramele, ca să poată să muște din ele. Și la un moment dat a primit chiar de la grădiniță bomboane tari. Și a zis, eu nu mănânc bomboane tari, pentru că mama mi-a explicat că poate să-mi scape pe gât. Și acasă a venit să-și ia premiul. Mami, să știi că n-am mâncat bomboane tari, așa că o să te rog să-mi dai jeleuri, pentru că știam că o să mă răsplătești. Da. Sper că i-ai dat. I-am dat, bineînțeles. Iar asta cu ciocolata, i-am pus multe interdicții când era micuță. Îi puneam interdicție, asta are euri, asta are... Explicam eu pe limba ei de ce nu e bine să consume anumite alimente. După care mi-am dat seama că ea nu face exces de nimic și e bine să guste. Și acum am ajuns în punctul în care ea nu se atinge de ciocolată, nu-i place. A, noroc, da, tu ai tras da, lozul câștigător. Da, și acadea, sunt unele acadele cu atâtea euri, deci nu poți să citești eticheta. Dar n-ai cum să-i spui copilului, tu nu o să mănânci niciodată. Și am noroc că dă cu limbuța de 3 ori pe acadea și zice că nu mai vrea, că e prea dulce. Ești norocos, da, cum e cu băieții? Aoleu, băieții mei, primul este varianta de model fără ciocolată, dar al doilea, în schimb, vine tare din urmă și compensează. Acum, eu mă simt oarecum și responsabilă pentru că au un exemplu foarte puternic pro-ciocolată în familie și atunci nu mi se pare corect ca eu să interzic absolut copilului meu și o să mă duc să-mi bag capul în cămară și să mănânc din borcan ciocolată sau așa. Na. Dar... am încercat toate variantele, am încercat și varianta o dată pe săptămână și varianta limitată și pentru noi ce-a funcționat până acum a fost echilibru. Avem niște reguli clare, nu mâncăm, dulciurile nu sunt mâncare, desertul e separat, adică mâncăm dulciuri după mâncare și nu seara înainte de culcare. Pentru că băiețelul meu cel mic care are 3 ani, dacă mănâncă și la ora 4 după masa ceva dulce, pe aia este Speedy Gonzales, este, da. Și băiețelul mare câți ani are? Și băiețelul cel mare are aproape 7 ani și el nu este așa. Să fie sănătos. Mulțumesc, la fel. Dar cu cel mare deja am alt spațiu, zahărul la el în corp nu mai are efectele astea imediate de agitație și nu mai pot să dorm și el preferă preferă fructele, dar ăsta mic preferă dulciurile. El
asta îi place lui. Numai că vezi și aici vine tot o problemă. Nu vrei să fii tu omul care interzice copilului ceva ce îi place foarte mult. Eu nu vreau să fiu mama aia. Chiar dacă e pentru sănătatea lui copilul, înțelege că nu-i dai. Și atunci eu m-am gândit că acum este carameaua pentru mine ca dentist, carameaua este răul suprem, știi? Și am zis, astăzi o să fie carameaua, mâine o să fie țigara, poi mâine o să fie altceva, cu siguranță o să fie, și atunci eu vreau să fiu mama, nu știu, căreia îi se spune, căreia îi se cere. La mine ce mai funcționează, ca să nu simtă că îi pun eu interdicția. Câte gelori pot să mănânc? Două. Poți să mai iau unul? Ok, mai iau unul. După care zice, aș mai vrea. Zic, mami, ia toată punga. Te rog, mănâncă, dar asumă-ți. Mai știi când te-a durut burtica și când ai avut problemele alea? Dacă tu vrei să alegi asta, n-am nimic împotriva. Nu mai vreau, mami, mulțumesc. Adică ți-a terminat. Nu, să... Da, mami, mănâncă. Practic, îi împlinești copilului nevoia de autonomie, dar îi expui consecințele, dar este liber copilul, lași libertatea copilului să aleagă ce vrea să îi se întâmple. Și asta e, de fapt, cumva cheia succesului. Numai că nu poți tot timpul, că dacă o să vrea al meu ăla mic de 3 ani ciocolată înainte de somn și o să vrea, eu nu pot să-i spun, eu îi spun, știi, regula noastră și de obicei ce mai zic este și mie îmi place foarte mult cafeaua, dar nu pot să o beau după masa pentru că nu mai dorm și atunci abia aștept mâine dimineață să-mi fac iar o cafea. Oarecum chestia asta funcționează. Când ai intrat în zona asta de blogging? În 2007, nu? Yes. Și a funcționat de la început? Ai avut așa vizualizări și... Tu, fetelor, 2007 este o altă eră, este epoca de piatră a internetului. Gândiți-vă că nu era nici Facebook pe atunci, era numai Yahoo Messenger și singura modalitate de promovare era să-ți pui la status, nu știu dacă voi ați prins Yahoo Messenger. Da, da, da. Da. Să-ți pui la status link-ul blogului și atunci dacă voia cineva intra. Și era o gașcă de oameni care aveau blog și ne plimbam de la unul la altul, dintr-un blog într-altul, să vedem ce-o mai scris fiecare. Nu exista altă rețea de socializare. Și la un moment dat au început să intre și alți oameni și tot mai mulți și tot mai mulți. Așa s-a întâmplat. După care, bine, au venit Facebook și lucrurile au explodat, să zic. Dar... uite ce scrie urmăritorul nostru, Live Free. Mama mea lucra la fabrica de dulciuri și chiar ea făcea rețetele companiei. Imaginați-vă că numai dulciuri am mâncat toată viața. Și acum o să spun că mi-amintesc de tine când ai comentat ieri. Am avut un medic stomatolog și ai spus că dințișorii din față ți s-au sfărâmat. Deci așa se explică. Te-o prins. Care ești acolo, te-o prins. Da, da, da. Te-am prins, ce să facem, da, de la surprise, multe dulciuri. O să vreau să mai vedem un videoclip pe care să-l comentăm după. Și după ce vedem videoclipul vreau să ne spui și povestea colierului absolut superb, care e deja semnătura ta. Știți, mi se pare că în ziua de astăzi, oricum o dai, nu prea ai cum să câștigi. Dacă naști natural, ești o hipsteriță. Dacă faci cezariană, ai fițe în cap. Dacă alăptezi, ești o sectantă. Dacă dai formulă, o denaturată. Dacă rămâi să-ți crești copilul acasă, ești o leneșă cu diplomă. Dacă te întorci repede la muncă, o carieristă fără inimă. Dacă plătești o bonă, înseamnă că ești bogată. Dacă îl duci la creșă, înseamnă că ești săracă. Dacă maică-ta te ajută, înseamnă că ești răsfățată. Dacă n-ai niciun ajutor în casă, precis să-ți pui copiii la desene ca să faci treabă. Dacă ții copilul peste tot cu tine, de ce îi schimbi programul? Dacă îl lași acasă, e clar că nu-ți pasă. Dacă faci ciorbă, de ce n-ai făcut o supă? Dacă nu i-ai pus căciulă, de ce l-ai scos din casă? Dacă l-ai înfofolit bine, precis o să transpire când aleargă. Dacă nu știe nicio poezie, nu te ocupi de el chiar bine. Dacă știe prea multe, ești o exagerată. Oricum o dai. Lumea nu e niciodată mulțumită. Așa că gura lumii ar trebui încuiat. Ai reușit să încui gura lumii? Eu cred că fac o treabă foarte bună. Crede-mă că am un antrenament, eu-s găină bătrână în internet și am un antrenament foarte îndelung cu încuiat gura lumii. Numai că atunci când ai copii, gura lumii capătă așa un eco, toată lumea știe ce o să ți se întâmple ție, de ce să te ferești, ce-i rău și ce-i bine, și atunci mamele sunt și mai vulnerabile și cred că prinde bine o încurajare din asta, ia domne să ne lasem pace, ia să ne mai lasem pace cu pune căciuliță și nu știu ce.
cel mai important lucru de care are nevoie orice mamă și mai ales la începutul mămiciei este ca cineva să-i spună: te descurci grozav, tot ce faci, faci extraordinar de bine. Pentru că ea nu are nevoie nici să spele vase, nici să facă de mâncare, ea are nevoie de cineva care să-i țină casa ca ea să-și țină copilul. Da. Povestea colierului? Povestea colierului este povestea creioanelor mele de pe blog. Dacă intrați la mine pe blog, o să vedeți un rând mare de creioane colorate, care au devenit în timp, în atâția ani, 15 ani de când scriu pe blog, reprezentative pentru mine. Și foarte multă lume, dar mai ales eu, mă identific cu aceste creioane colorate. Și bineînțeles, când cineva mi-a trimis un link cu o fată care îl și face, colierul ăsta, mi l-am luat. Normal. Lumea noastră e desenată în creioane colorate. Uite ce talentată e cineva. Da, îți place melodia, bănuiesc. Da, normal. Pentru mine a fost scrisă. Nu, glumesc, nu. Pentru fiecare. E foarte frumos să simți că te reprezintă anumite lucruri. Da, pentru că sunt creioanele sunt și jucăușe și educative. Cumva mă reprezintă foarte bine. Ai reușit să trăiești doar din blogging, din zona asta de content? Da, fac asta de ani de zile. Și cu asta te ocupi, practic, numai cu asta. Și stomatologia? Am lucrat ca stomatolog 5 ani și un pic am lucrat în mare parte în Anglia și un pic în România, între copii. Dar în acest moment sunt așa, pentru că băiețelul meu cel mic abia ce o intra la creșă și am vrut să văd un pic, să scăpăm de partea aia de boli și colectivitate și așa, și mai vedem. Dar în momentul ăsta pot să trăiesc foarte bine din blog și Facebook și Instagram și ce fac. Și TikTok? Ai intrat puternic și pe TikTok? Măi, TikTok-ul este pentru mine încă o enigmă, dar practic postez și acolo ce am pe Instagram, pun și pe TikTok, dar nu înțeleg încă. Dar uite, vezi, dacă tu m-ai găsit pe TikTok, exact, înseamnă că ceva face bine. Totuși. Ceva se întâmplă bine acolo. Da. Mulțumim mult pentru că astăzi... Și eu mulțumesc. Te mai așteptăm cu filmulețe, cu subiecte minunate. Mi-a făcut plăcere să te cunosc și o să te citesc și eu și o să te ascult de acum. Deci blogul este și blondele gândesc, da? Și pe Instagram și blondele gândesc. Și blondele gândesc și pe TikTok și este blondele. Tot și blondele gândesc. E foarte simplu, pentru că și blondele gândesc, ați înțeles, da? Foarte, foarte simplu. Mulțumesc mult. Noi îți mulțumim, hai să vedem cum o să fie vremea, mă interesează în mod deosebit pentru că se prelungește vacanța, luni, marți, sunt zile libere, nu la noi, noi ne întâlnim aici la Fresh Access, dar am înțeles că o să fie o vreme superbă, deci sunt 4 zile de vacanță, sigur ieșiți din București sau din oraș și mergeți așa frumos către munte, acum să vedem dacă o să fie frumos la munte, ne spune Abi. O să vă spun adevărul adevărat, este că de dimineața Anisa m-a întrebat cum o să fie vremea în weekend la Sibiu, pentru că ea vrea să-și petreacă vacanța acolo. Dacă vreți să o vedeți și în weekend, prin urmare puteți să vă duceți la Sibiu, dar vreau să vă spun că la Sibiu nu o să fie vremea bună, mai ales pe la finalul săptămânii viitoare o să vină și ceva ninsori. Și până acolo, hai să vorbim puțin despre vremea de acum, pentru că avem și avem o primăvară superbă în acest ianuarie. Avem pe timpul nopții ceva precipitații care sunt specifice într-adevăr anotimpurilor mai răcoroase, dar pe timpul zilei vom avea din nou temperaturi destul de crescute, așa cum deja ne-am obișnuit în zilele acestea. Mâine o să avem la București o temperatură mai crescută decât cea de astăzi, dar s-ar putea să fie umbrită puțin de ceva precipitații. Însă, nu vă speriați că vremea o să-și revină. Din nou, în acest ianuarie avem vreme de vară. Da, e bine, dar stai, acum mă gândesc, poate nu merg în weekend la munte, dacă ai trimis toți oamenii după mine. Poate merg în afara țării. Unde pleci? Ce? Păi nu știu, aflu după acum. Tine. Aflu acum. Sau puteți să vă uitați pe 1001 de călătorii sau fiți atenți ce urmează, pentru că Alina Nisulescu a revenit în platoul Fresh Access, te rog să iei un microfon. Unde plecăm cu bani puțini,
un zbor așa ieftin, să fie și vremea cât de cât ok, să nu tremurăm. Ce ne recomanzi în următoarea perioadă? Bine ai revenit! Bună, Anisa, bine v-am găsit. E o bucurie să fiu în platou la Fresh și o mare plăcere să stau de vorbă cu tine. E drept, de câteva luni nu ne-am văzut, timp în care... Am călătorit. Am călătorit și am strâns povești în 1001 de călătorii. Am revenit zilele trecute din Tel Aviv și îți spun foarte clar că vinovata unui city break pe cinste ești tu, pentru că am văzut niște poze tare faine la tine. Atunci am avut o poftă fantastică de căuta bilete de avion, prețuri mici, două bilete dus întors, două persoane, 300 și un pic. Am luat repede biletele. Noi am dat puțin mai mult pentru că era Revelionul și știi că în perioada Revelionului cât am dat noi, am dat până în 600 de lei de persoană. Deci au fost biletele cam 1800 și ceva, noi trei, eu, soțul și fetița. Și am găsit cazare chiar în inima Tel Aviv, orașul care știm că nu doarme niciodată. Da. E o stradă celebră, dar nu mai știu cum se numește. Dizengoff? Cum ai spus? Dizengoff Street. Dizengoff, așa. Fix acolo am stat și am găsit cazare, 3 nopți, 3 zile pline, cam la 2000, cam 2000 am dat. Nu e foarte mult. Nu, chiar au fost super ok. Într-un oraș ca Tel Aviv, despre care se spune că este un oraș extrem de scump, e un preț rezonabil. Și să știi că nu mi s-a părut, n-am cheltuit foarte mult. Chiar n-am cheltuit mult. Au fost locuri unde mâncai extraordinar de bine. De la voi am prins ponturile astea. Mâncai foarte, foarte bine, cu bani puțin, mâncare tradițională. Da. Și am dat, cred că 40 de lei în banii noștri pe o pizza pentru fată, din aia de-a lor, un pateuț care avea brânză și ce mai avea, măsline în interior. Soțul nu mai știu ce și-a luat, ne-am luat și câte o cafea turcească și a fost extraordinar. Da, sunt de aceeași părere ca și tine. Orașul este scump sau ieftin după cum ți-l faci. Corect. Acu este clar, dacă vrei să stai la 5 stele, plătești preț de 5 stele. Dacă vrei basic, nu o să ai confort, pretenția de confort de 5 stele, însă te poți simți minunat. În Tel Aviv, dacă vrei să mergi la hostel și ți se potrivește varianta, fără probleme găsești hosteluri curate unde să te simți excelent. Și noi am stat foarte aproape de plajă, tot așa, în jur de 600 și pe noapte. Și am prins și zi de plajă, nu știu dacă v-ați prins. Nu. Noaptea a plouat torențial, a doua zi a fost mai răcoare, însă o baie așa, am intrat cu picioarele în mare, deci noi era chiar am de baie, prins dar nu de zi plajă. De plajă, în costum de baie, am intrat în apă, a fost splendid. Am văzut, am avut costumul la mine, însă nu era cazul. Noi într-o zi am mers la Ierusalim și am văzut tot ce se putea vedea, ce să zic, panicată fiind de faptul că am avut decât două zile de Israel, am zis să apelez la un ghid. Mare mi-a fost surprinderea să aflu că pentru un tur pietonal în Ierusalim 350 de euro trebuia să plătesc. Și că zicea doamna respectivă pe care am apelat-o că n-aș avea timp suficient să văd tot ceea ce mi-am propus. Așadar, mi-a propus naiv varianta de a plăti 750 de euro, transfer de la aeroport, tur pietonal și retur în Tel Aviv, ceea ce mi s-a părut extraordinar de mult. Și atunci am hotărât să mergem pe cont propriu, am mers cu acele maxi-taxi, nu știu dacă voi ați fost de șabat. Nu. N-ați fost în perioada aia? Am prins, nu puteau folosi nimic electronic, nimic și chiar le povesteam colegilor că am rămas blocați, nu se mai deschidea ușa de la hotel și nu aveam pe cine să sunăm pentru că nimeni nu răspundea la telefon. Și am așteptat, a venit cineva care cunoștea, am așteptat să iasă ceva, am stat cred că o oră și jumătate am așteptat. Ne uitam după soare, dacă apune soarele, că sunt foarte stricți la partea asta. Ideea este că pentru noi să ajungem la Ierusalim n-a fost o mare problemă, în sensul că am găsit acele maxi-taxi, am plecat împreună cu alți pasageri, încă 8 persoane, și locul care nu s-a ocupat, că șoferul așteaptă să se ocupe toate locurile, l-am împărțit și am împărțit costul și ne-a convenit să plecăm de grabă.
A fost o experiență minunată. E de preferat să mergi pe cont propriu? Costă mult prea mult să mergi prin agenții față de costurile pe care le suporți când ești singur? În City Break-uri e de preferat să mergi pe cont propriu, zic eu. Și noi facem la fel. Dacă ne uităm acum pe site-urile companiei aeriene, vedem că sunt foarte multe prețuri mici, deci bilete de la 49 de lei. În perioada următoare poți să zbori ieftin la Edinburgh. Da. E drept. Uh-huh. Nu este foarte cald la Edinburgh în perioada asta, însă dacă știi ce așteptări ai de la vacanță, dacă ți-ai și o pelerină de ploaie, poți să te descurci într-un city break minunat. De asemenea, am văzut bilete ieftine către Pisa. Unii spun, da, am mai fost la Pisa, ce să caute? Uite că eu îți spun că dacă zbor la Pisa, poți să vezi Via Regio, poți să ajungi în Cinque Terre, dacă vrei poți să mergi la Luca, poți să ajungi la Florența. Am fost la Luca, da, mi s-a părut incredibil, e un orășel înconjurat de o cetate, deci e practic un oraș în cetate și da. Foarte mlăștinos, așa. Adică e o experiență de... Este o experiență. Altceva. Este altceva. Mai de pildă, vara trecută am fost în Toscana, am văzut tot ce înseamnă Val d'Orcia, Chianti și pot să spun că am colindat satele Toscanei și ne-am simțit minunat. Și până la urmă, chiar dacă am mai fost într-o vacanță, poate că am fost, nu știu, primăvara sau am fost toamna. Nu știu, mi se pare că atunci când mergi ca turist, orașele arată diferit în funcție de anotimpul în care mergi. Sigur că da, arată diferit și de fiecare dată descoperi cu alt ochi fiecare destinație, așadar și dacă repeți, ni se întâmplă să mergem și în aceeași destinație, o descoperim la fel de încântătoare. Absolut fain. Unde mai mergeți? Nu știu, pentru că suntem flexibili în ceea ce privește destinația. Dacă nu putem fi flexibili cu privire la data când să plecăm într-o vacanță, la destinație suntem flexibili. Adică, dacă găsesc bilete ieftine la Nuremberg, pot să-mi iau biletul către Nuremberg și de acolo cu trenul să ajung în Rotenburg ob der Tauber. Vi-l recomand, Anisa, este un orășel medieval absolut minunat. Este o bucurie, mai ales dacă vrei să ajungi la Târgul de Crăciun, de pildă la anul, este unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun la care poți ajunge. Deci cum găsim bilete ieftine? Cum găsim bilete ieftine? Să fii flexibil este una dintre cele mai importante chei care să cauți biletele. Adică, dacă îți permite jobul să pleci într-un city break în timpul săptămânii, este perfect, căci de luni până joi biletele au prețuri mai mici decât în weekend, e drept, decât în vacanțele școlare sau decât în zilele libere. Ceea ce la noi nu se poate. Exact. Atunci la noi nu se poate, atunci fii flexibilă cu destinația. Nu neapărat că trebuie să zbor la Paris. E frumos să zbor și la Napoli dacă găsești ieftin și aștepți până găsești o ofertă bună pentru Paris, bilete bune și zbor și la Paris. Dacă zbor când e foarte frig sau când e dacă vrei să mergi ieftin. Dacă deja te gândești pentru luna mai... Da, într-adevăr, în extra sezon prețurile sunt mai mici la biletele de avion, la cazare. Dacă ești confortabil cu temperaturile ridicate și cu umiditatea ridicată, poți să duci în Dubai de pildă în iulie. Noi am fost, ne-am simțit bine, dar nu se potrivește oricui genul ăsta de a pleca în extra. Noi am fost în august. Gândește-te. Mai bine de știi despre ce vorbesc. Gândește-te că am coborât din avion și era așa nădușeală, era atât de cald și am zis, de la motorul avionului și ne îndepărtam și ne îndepărtam și era la fel de cald și ne-am dat seama că de fapt așa e temperatura acolo și când intrai într-o încăpere 16 sau... grade, vai, deci nu știu cum nu ne-am îmbolnăvit, dar am găsit o super ofertă și nu ne-a interesat cum sunt temperaturile și am mers. Da, aici e secretul, să alegi corect și să setezi corect așteptările. Și avem deja o listă de city break-uri pe care putem să le accesăm. Cum vorbeam mai devreme, putem să mergem în Pisa. Da, putem să mergem în Edinburgh. Nisa, sunt prețuri bune. Către voi unde mergeți acum? Păi noi ce am venit din Tel Aviv, nu știu. În funcție de biletele de avion, nu știu să-ți spun, pentru că am fost și la... sunt bilete ieftine și în Iordania, la Aqaba, foarte fain. Poți face baie în Marea Roșie relaxat dacă ești cu plaja. La Napoli, de la Napoli pe coasta Amalfi, adică sunt o grămadă de opțiuni și...
te poți gândi și pentru o vacanță de vară, de pildă în Grecia. Deja de acum poți să nu te poți gândi să o iei pe comprob, să iei biletele, pentru că biletele de avion pentru iulie și august, Santorini și Mykonos, 400-500 de lei dus întors un bilet. Un preț Santorini? Deja? Santorini, deja, aseară am căutat, Santorini dus întors, iulie și august, bilete 500 de lei, dus întors, Mykonos 400. Santorini e cea mai scumpă destinație este. În momentul de față. Poți să o faci, cum îți croiești vacanța? Dacă ți-o croiești din timp, ai și șanse să fie ieftin. Da, e adevărat că circulă acest mit în rândul călătorilor. Dacă ți iei biletele de avion din timp, ai șanse să le găsești mai ieftin. Uite că la destinațiile pe care vi le-am propus anterior, biletele sunt ieftine în următoarele 2-3 luni, după care în vară prețul explodează, sunt de 2 ori sau de 3 ori mai mult. Deci nu întotdeauna, nu e greșit, nu e valabil. Nu e greșit, dar nici perfect adevărat întotdeauna. Alina, înțeles că noi o să te urmărim pe o mieșină de călătorii, da? Scris cu litere, așa. Și acolo o să găsim mai multe ponturi, destinații ieftine și zboruri. Între timp ne-am ocupat preponderent de ghiduri de călătorie, așa că la fiecare destinație avem și ghidul aferent, tot ce ne ponturi, trebuie, cu tot ce trebuie pentru o vacanță tot, da? Fără griji. Unde mâncăm ieftin, unde fix, mâncăm bine, unde ne cazăm, fix, ce absolut, vizităm. Absolut tot ce trebuie să știți în o mieșină de călătorie. Genial! Mulțumim mult, mergem acum la Narcisa Ispas. Continuăm discuția despre formele de atașament părinte-copil. Cred că mai avem 2-3 pe care nu le-am discutat data trecută. Te îmbrățișăm, Narcisa. Bună seara, dragilor, mă bucur tare mult să vă văd. Mi-ați făcut poftă de ducă, așa că mă uit și eu la bilete. Bun, păi tu unde vrei să-ți faci vacanța, Narcisa? Păi nu ne-am hotărât, acolo unde-s biletele ieftine. Am înțeles, am înțeles. Și în vacanță ce stiluri de atașament îți pui în bagaj? Apăleu, acolo trebuie numai sigur, numai securizant. Vreau să vă întreb încă de la început cam cât ne permitem să povestim astăzi. Avem până la pauză, până la fără 10, Narcisa. Perfect, perfect, pentru că aș vrea să știu cât mă întind. Aș vrea să încep tot cu o povestioară și acum știți că data trecută am povestit despre faptul că s-a descoperit stilurile de atașament într-o anumită experiență pe care specialiștii au pus-o la punct și anume copilașii lăsați într-o cameră, se joacă cu mămica, după care iată că mămica pleacă și ce fac copiii când se întorc, când mama se întoarce. Atunci s-au descoperit, s-au pus bazele celor 4 stiluri de atașament, discuție pe care noi am început-o data trecută, dar acum vreau să vă mai povestesc ceva vis-a-vis de importanța atașamentului și vom continua cu următoarele două stiluri de atașament. Aș vrea să vă povestesc puțin despre ce s-a întâmplat la Minnesota, în Universitatea de Minnesota. Cercetătorii de acolo au studiat un lot de copilași până în 3 anișori și au prezis cu o acuratețe de 77% abandonul lor școlar pe perioada liceului. Vă dați seama că este foarte mult să poți prezice atâta asta procent. Doar din faptul că au studiat stilurile lor de atașament și modul în care ei relaționează cu părinții. Exact, exact. Până în 3 anișori ai copiilor. Așa, dar importanța stilului de atașament este într-adevăr covârșitoare asupra succesului, asupra relațiilor noastre, asupra succesului școlar și asupra stilului de viață în general, asupra calității vieții în general. Un alt studiu de la Harvard s-a focusat pe mai mulți studenți care au fost întrebați ce fel de relații au avut cu mamele lor în mod special, cu părinții în general. După 35 de ani, aceleași persoane au fost reevaluate și chestionate vis-a-vis de starea lor de sănătate. Ei bine, 91% dintre cei care au susținut că au avut o relație defectuoasă cu mama au fost diagnosticați cu diferite probleme de sănătate, probleme cardiovasculare, probleme de, mă rog, alcoolism și alte probleme. Dintre cei însă care au avut o relație satisfăcătoare cu mama, doar 45% dintre ei au raportat probleme de sănătate. Cu alte cuvinte, problema atașamentului, chestiunea aceasta atașamentului nu este o chestiune minoră, de lăsat deoparte. De aceea este important să cunoaștem ce stiluri de atașament pot dezvolta copilașii noștri în relație, în mod special cu noi, mamele, și este important să știm ce putem face. Am vorbit noi săptămâna trecută că sunt 4 stiluri, am vorbit despre stilul securizant, sigur sau securizant, stilul anxios și astăzi aș vrea doar să punctez următoarele două stiluri.
Însă totuși aș vrea să mă întorc puțin. Atașamentul securizant vine pe o relație în care copilul este iubit, apreciat, acceptat 100% sau mă rog atât cât se poate. Atașamentul anxios vine în relație cu părinții care se comportă impredictibil și mergem mai departe la atașamentul evitant. Ei bine, un copil care dezvoltă un stil de atașament evitant are niște părinți care sunt foarte autoritari. Părinții aceia care nu-i permit copilului să fie copil. Copilul care nu are voie să miște în bancă, copilul care nu are voie să se murdărească, copilul acela care nu are voie să comenteze înaintea părintelui, copilul care nu are dreptul să spună mai nimic, ci doar să fie un yes ma'am, da? Copilul acela care spune, face ce îi se spune fără să comenteze. Acești copii, care adesea sunt pedepsiți, da, se sperie, devin din ce în ce mai temători și înțeleg un singur lucru. Nu am dreptul să mă manifest emoțional pentru că voi fi pedepsit. Ca atare, îi vor reprima din ce în ce mai mult și vor învăța să evite relațiile ca să nu fie răniți. Acesta este un stil de atașament, după câte vedeți, destul de riscant, pentru că este greu să intri în relație odată ce ai învățat că în relație trebuie să te temi să nu fii rănit. Bun, atașamentul dezorganizat, acesta este și-a căpătat renumele de cel mai grav tip de atașament și dacă vă amintiți, din fericire, vorbim doar despre 5% în care copiii dezvoltă acest tip de atașament. Acești copii au parte de niște părinți care sunt tot timpul preocupați de ei înșiși, de joburile lor, de problemele lor, de relațiile lor, de dragoste, de toate chestiunile care îi privesc și prea puțin implicați în viața copiilor lor. Sunt acei copii care dacă cer atenție, primesc un cadou. Dacă cer timp împreună cu părinții lor, părinții preferă să-i ducă în anumite excursii, dacă își permit luxul acesta, evident. Sunt acei copii care nu-s văzuți, care nu simt că au pe cineva lângă ei, care nu se simt înțeleși. Concluzia este tot retragerea, teama și retragerea. Acești copii înțeleg un singur lucru. Eu nu valorez mare lucru, nu-s demn să fiu iubit, stima lor de sine, prin urmare, va fi foarte, 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 așa cum spun colegii mei, undeva sub nivelul mării. Ca atare, neștiind să se prețuiască pe sine, relațiile lor vor fi îngrozitoare de deficitare. Nu vor ști să iubească pentru că nu știu să se iubească. Repet, din fericire, acest stil de atașament este dezvoltat din fericire în foarte puțin copii, dar să nu uităm că există acest tip de atașament. Acum aș vrea să povestim puțin despre ce se poate face pentru îmbunătățirea relaționării și de ce nu pentru îmblânzirea stilului de atașament, care poate nu a fost cel mai bine clădit în copilăria mică. Repet, până în 2 anișori, stilul de atașament este stabilizat pentru că acesta are legătură în mod special cu persoana primară care are grijă de copil, în speță mama, dar nu întotdeauna, nu? 5 chestiuni importante vreau să las telespectatorilor noștri. Pentru a îmbunătăți stilul de atașament, putem face cel puțin 5 lucruri. 1. Părintele, în mod special, la persoana care îngrijește copilul respectiv, este dator față de sine și față de copil să manifeste stăpânire de sine, mai cu seamă atunci când copilul se comportă inadecvat. Mai cu seamă. Deci stăpânirea de sine a părintelui este cheia, este principală în povestea aceasta. Pasul numărul 2. Părintele este dator să răspundă nevoilor copilului său, să îi împlinească nevoile cât mai repede cu putință. Chestiunea aceasta noi o putem pune pe seama copilului nerăbdător. E bine, n-ai răbdare. Nu-i chiar așa. Copilului căruia i-au fost neglijate nevoile în copilăria mică, va înțelege că nu se poate decât cu urlete, cu strigăte și așa mai departe. Împlinirea nevoilor copilului, împlinirea rapidă a nevoilor copilului și când spun nevoi, nu spun dorințe, reprezintă a doua cheiță, pentru că el trebuie să revină în relație, să aibă încredere în relația mamă-copil. Al treilea lucru, părintele este necesar să fie disponibil pentru reconectare emoțională cu copilul său. Este foarte important ca părintele să dovedească capacitate mărită de a reintra în relație cu copilul. Și cred că știu foarte bine părinții ce spun. Când copilul se poartă urât,
Părintele nu simte că se poate conecta cu copilul său, pentru că chiar dacă își iubește copilul, nu îl place în anumite momente ale zilei, în anumite momente când poate copilul face tantrum, când copilul nu ascultă și așa mai departe. Reconectarea emoțională este vitală pentru ca un copil să-și poată îmbunătăți stilul de atașament. Și cum se face această reconectare, Narcisa? Disponibilitate de acceptare necondiționată a copilului. Cu alte cuvinte, da, nu-mi place ce faci, dar eu te voi îmbrățișa, eu voi fi acolo și vei putea să plângi în brațele mele chiar dacă te simți nervos. Oricând ai nevoie de mine, vino înapoi la mine, eu sunt aici la mică distanță de tine, gata și să te primesc. Și dacă sunt momente de obrăznicie, copilul e obraznic, îți răspunde urât, cum ar trebui să gestionezi? Cred că acel copilaș care se comportă urât are nevoie de un pic de pauză, dar în acea pauză, în sensul că, hei, eu înțeleg că tu ești nervos și nu-mi place comportamentul tău, te asigur că sunt tot aici, ești iubit, însă nu-mi place comportamentul tău. Te aștept să vii la mine atunci când dorești, când ai nevoie și asta o pot spune și din relația cu propriul copil. Fiul meu, când mai sare calul între ghilimele, realizează ce face, suferă puțin, după care vine în brațele mele și își cere iertare și se simte acceptat necondiționat. Reconectare înseamnă să aibă loc, să aibă spațiu în inima ta și în brațele tale, indiferent cât de rău s-a comportat, indiferent cât de urât a vorbit. Stabilirea de limite clare, pasul 4, de limite clare, de rutine și de programe, e foarte important pentru ca un copil să simtă că viața lui este predictibilă. Copiii, în general, simt dorința de a fi foarte liber, de a face numai ce doresc ei, însă nu se simt în siguranță când fac numai ce doresc ei. De aceea, pentru creșterea nivelului de încredere, care este vitală pentru un stil de atașament, cât mai potrivit pentru relațiile noastre sănătoase, este important să existe limite, reguli, să existe ordine, să existe program, rutină. Și al cincilea pas pe care vreau să-l las așa ca o coroană, ca o încoronare a celor anteriori, este ca părintele să-și asume greșelile și să-și asume repararea greșelilor, pentru că el devine modelul de comportament al copilului său. Cu alte cuvinte, și mama și tata greșesc. Este timpul să vezi că, într-adevăr, chiar dacă greșim, noi putem să și reparăm. Nu este greu, nu este imposibil, însă este într-adevăr cu energie consumată, este într-adevăr cu un nivel de conștientizare înalt. Și îmi doresc tare mult ca părinții care ne urmăresc să poată face acest pas important de a îmbunătăți stilul de atașament pe care poate nu au reușit să-l crească frumos la vârsta mică a copilurilor și de ce nu și ei și părinții să fie fericiți și copiilor să poată să dezvolte relații de calitate în societate. Cam asta a fost despre atașament. Ultimul gând care m-a fascinat, John Bowlby, părintele atașamentului, așa cum este numit, spunea la un moment dat: ceea ce nu poate fi spus mamei, nu poate fi transmis sinelui. Mai sunt multe de povestit, însă este important să avem persoana aceea care ne iubește necondițional lângă noi, la orice vârstă avem nevoie de acea persoană, indiferent că se concretizează în mama noastră sau în soț, soție sau un prieten, pentru că ceea ce putem spune celui de lângă noi putem să ne transmitem nouă înșine și putem să ne cunoaștem, să ne prețuim, să ne iubim așa cum suntem. Cam asta despre atașament. Sper că a fost de folos. Da, a fost foarte, foarte, folos. Și foarte profund ceea ce nu-i poți spune mamei, nu-i poți spune sinelui și mai departe, da, se reflectă și în relația pe care o ai ca adult, ceea ce nu-i poți spune partenerului de viață, nu exact. Spune sinelui și practic atașamentul pe care îl avem atunci când suntem copii o să ne facă adulții de mai târziu și chiar citeam la un moment dat un articol despre cum este influențată feminitatea ta ca femeie în funcție de relația pe care ai avut-o cu părinții tăi. Și invers, evident. Apropo de articol, pentru cei care poate ați ratat ceva de data trecută sau de acum, pe site-ul la7tv.ro găsiți toate aceste detalii pe care Narcisa ni le-a povestit astăzi, notate, pentru ca să puteți să reveniți cumva la informații atunci când aveți nevoie. Mulțumim mult, Narcisa Ispas! Și eu mulțumesc, dragilor! Seară frumoasă! Spor!
Luăm o scurtă pauză de publicitate și vine în platou maestrul Nicolae Voiculeț, artistul care și-a dedicat muzica iubirii sale față de Dumnezeu și care încearcă să ne unească prin muzica lui la Nai. Și îl avem și pe Răzvan Vasile, cel care încearcă să schimbe puțin școala tradițională, primul MBA.